Salut, camarazi! Bună ziua! Am perspectivă să fac un fel de proces al comunismului, cu toate atrocitățile care le-au adus pentru România comuniștii, bolșevicii importați din Basarabia, Bucovina sau din Bugeac, lichelele cu perciun și cipilică trimise de călăul Stalin, care, cum se zicea povestea, Stalin și poporul rus libertate ne-au adus. Da, ne-au adus cizma pe gât, aia a fost libertatea lor, și bodnița pe gură. Plus că ne-au jefuit, dar ne-au rupt și aurul, ne-a furat aproape 1000 de tone de aur și bargini, nu mai vorbim. Și tot uraniul l-au furat ei, plus despăgubirile de război, motonavele făcute pe la Oltenița, care mergeau toate la șantierul naval Oltenița și alte șantiere de la Dunăre, care mergeau toate în URSS. Astăzi vreau să vă vorbesc pentru că despre un lucru care pe vremea aia se numea frontieriști, adică cei care fugeau peste frontieră, în general la sârb, că la unguri era mai greu, cei care fugeau peste frontiera română la sârbi, în special în zona Cladovo, acolo și la Turnul Severin, la clisura Dunării, la Cazane, acolo. Mulți s-au înnecat. Mulți au fost împușcați și lăsați acolo să putrezească ca niște câini fără morminte, ca să-i sperie pe următorii care vreau să fugă pe acolo. Adică mirosul ăla, vă dați seama, când dătai peste un hoi de la de câteva luni care zăcea pe acolo, era catastrofă. După aia erau călăuze. Și eu am fugit prin niște tuneluri din Banatul românesc în Banatul sârbesc cu o călăuză, dar tunelurile alea prin care am fugit erau știute probabil că doar de o persoană, două, știți? Și băiatul ăsta care ne-a scos era una din acele persoane. Mai târziu cineva a vorbit sau a făcut vreo imprudență, s-a auzit și l-au arestat și a făcut pușcărie și el. Erau mulți așa zis călăuze, așa zise călăuze, care majoritatea lucrau cu miliția sau cu securiștii sau cu amândouă. Deci se ducea vorba, băi, că cu tare călăuză vă scoate din România, vă trece în Iugoslavia și de acolo era mai ușor să treci din Iugoslavia în Austria sau în Italia. Și oamenii făceau sacrificiu, în special tinerii care nu vreau paradisul comunist, care îi făcuse sclavii partidului, al securității, al miliției. Vreau să fie liber, să-și trăiască viața cum vor ei, să poartă și ei blugi, să asculte concerte rock, să poarte bărbi, să poarte plete și așa mai departe. Pentru că în România, dacă aveai părul cu două dește mai lung, te alerga miliția cu foarfeca să-ți tare, că eram pletoși. Și pletoșii era aducea spre Occident, știți, trebuia să fim tunși așa la castron ca membrii de partid, ca aia din Comitetul Central, ca Ceaușescu, știți, adică pierdut pe părți, așa, și pe la spate și pe părți, pierdut, așa se numea tunsoarea. Unii erau tunși la castron, cum se zicea, așa. Deci, ăștia care v-am zis, multe călăuze mergeau la două capete, luau banii de la amărâții aia care vreau să scape de teroare și de dictatură, îi ducea câțiva acolo 100 de metri, 200 de metri pe Dunăre și apăra șalupa miliției și lega, știi? Când mai ieșeau ăia după 7 ani, după 10 ani de împușcărie, deja
Era mai greu să-i găsești pe ea și oricum ei erau cu organele, că așa se numea miliția și securitatea, organe. Alții, și uite chiar ieri am vorbit cu cineva din Italia care și el a fost călăuză, n-a avut niciodată niciun eșec, pe toți care le-a luat banii și ce dădeau aur și dolari, i-a trecut la sârb, la Cladovo, unde avea niște legături acolo și ei îi duceau la frontiera iugoslavă italiană sau iugoslavă austriacă. Mulți ăștia călăuzele le luau banii, nu știu ce, îi urcau în bărci și pe la mijlocul Dunării îi omorau cu topoarele ca pe niște câini. Și dacă am să pot, chiar o să mă duc să văd că mi-a spus camaradul ăsta din Italia, care a fost și el călăuză, că la Cladovo sunt sute de români mormântați în morminte fără nume, cei pescuiți pe Dunăre, omorâți cu topoarele ca de lotri, ca niște câini. Că erau lotre, erau tâlhari, nu erau călăuze, plus că erau și turnători ai miliției și ai securității. Probabil că din ăștia care îi vedem la televizor, o parte dintre ei sunt chiar fostele călăuze de acolo, foștii călăi, foștii turnători, echipele care și le făcuse securitatea de turnători, începând de la școală până la liceu și facultate, ne mai vorbim de întreprinderi și așa mai departe. Deci, la Cladovo, în Sârbia, vis-a-vis de Turnul Severin, sunt sute de morminte cu necunoscuți români care au fost omorâți sau au fost aruncați în Dunăre. Și au murit și au ieșit, Dunărea a purtat pe partea aia iugoslavă, pe partea sârbească. Deci, zic așa, să le fie țărâna ușoară. Ce să mai zic, e așa o tragedie și o bestialitate că rămâi aproape împietrit, știți? Asta a fost comunismul, a fost o bestie care ne-a mâncat, ne-a ros, ne-a făcut de oameni, de oameni, ne-a făcut turnători, ne-a făcut, ne-a călcat în picioare, ne-a stors ca pe o lămâie și ne-a aruncat. S-a ajunsese așa că fiecare stradă avea un turnător sau doi, că vecinul își turna vecinul, ruda își turna ruda, așa am ajuns, că așa a fost și în Rusia sovietică, unde copilul de 16 ani și-a turnat părinții la KGB, i-au arestat, i-au dus în Siberia, i-au muncit până la moarte și i-au îngropat ca pe câini în pământul ăla înghețat. Și copilul i s-a făcut statuie, statuia turnătorului, așa, celebru cazul, dar bolșevicii n-au mai spus că după 2 ani a fost omorât de unchiul lui când a aflat că el își turnase părinții la KGB și i-au dus în gulag și i-au omorât ca pe câini. Deci așa și la noi am avut, nici nu știu cum să le zic, ăștia nu sunt oameni, sunt animale, fac parte din regatul animalelor, indivizi fără scrupule, fără inimă, fără conștiință, cred că ce a fost mai rău în țărișoara asta sfântă și pământul ăsta sfânt, ăștia au fost apogeul răutății împreună cu ce s-a făcut la fenomenul Pitești, la Aiud, la Gherla, la Poarta Albă, la Stuvla, la Brăila și la Delta Dunării, deci milioane de oameni care au fost distruși, cel puțin 3 milioane de familii distruse, sute de mii de oameni omorâți ca niște câini, împușcați, munciți până la moarte, precum sclavii, o atrocitate bestială care nu se compară decât cu atrocitățile făcute de Adolf, de călăul Stalin în Siberia înghețată,
cu atrocitățile făcute de Mao Zedong și Pol Pot în Cambodgia, care și-a măcelărit și torturat jumătate din populație bestial. Deci, camarazi, dacă uităm treburile astea, se vor repeta. Deja au început să se repete cu neomarxiștii, știți? Deci, stați cu urechile ciulite că teroarea ne pândește la colț, știți? Deci, rămânem precum catarii, umăr la umăr, vă aștept la comentarii și vă pup cu drag. Pa!